Cei 170 de moldoveni au depus actele în 2002 și respectiv 2003. Așteptarea a fost grea, dar s-a meritat până la urmă. Deși câțiva dintre ei și-au redobândit cetățenia prin judecată, supărarea le-a trecut. Au așteptat să li se confere actul cu lacrimi în ochi. Can Alexandra, Cautișa la Lucia, Cebotaru Ina. De acum încolo se rezolvă multe probleme pentru ei. În cel mult 10 luni își vor ridica toate actele care confirmă că sunt cetățeni români. Plus la asta, au domiciliul în România. Așadar, mulți dintre ei pot să se angajeze la serviciu peste prut. Jur să fiu demutat patriei și poporului român. Să apăr drepturile și interesele naționale. La ora actuală, peste 100.000 de moldoveni au cetățenie română.